Eli și Cristian Șona sunt de 10 ani împreună, iar fostul concurent de la Mireasă pentru Fiul meu, sezonul 4, și-a dorit să marcheze acest moment printr-un gest emoționant pentru cea care îi este soție, dar și pentru fiica lor, care va împlini în februarie 2 ani. S-au cunoscut în cadrul emisiunii Mireasă pentru Fiul meu, iar de atunci sunt de nedespărțit. Eli și Cristian Șonea, foștii concurenți din sezonul 4, sunt de nedespărțit de când s-au cunoscut și se pare că sunt la fel de fericiți împreună ca la început. 2024 i-a prins împreună pe Eli și Cristian Șonea, care formează de 10 ani în cuplu. Pe final de an, fostul concurent a decis să facă un gest emoționant pentru soția și fiica lor, așa că și-a tatuat chipul celor mai importante persoane din viața lui. Cei doi au postat imaginile pe Instagram, împreună cu un scurt mesaj, atunci când fostul concurent a transmis cât de mult își iubește partenera și fiica.